Un nou candidat la primăria municipiului Zalău, Gheorghe Stanciu, singurul candidat independent, și-a depus astăzi documentele necesare pentru a intra în cursa pentru conducerea orașului. Gheorghe Stanciu a reușit să adune aproximativ 4300 de semnături pentru candidatură, adică de trei ori mai multe decât avea nevoie. Acesta a anunțat că are mai multe proiecte pentru orașul Zalău, dar vrea să demonstreze cu fapte, nu cu vorbe. Candidatul independent susține că municipiul are nevoie de dezvoltarea mediului economic și creșterea numărului de angajați. Până acum și-a mai depus candidatura și actualul primar al Zalăului, Radu Căpâlnașiu, acesta din urmă luându-i locul lui Valeriu Crișan, candidatul propus anterior de către PNL.